Am venit cu rugămintea către toată asistența medicală primară ca pe parcursul zilei scrutinului să activeze pe toată ziua toate punctele de vaccinare. Astfel, cu sloganul după vaccinare, după votare, merge la vaccinare, contăm să asigurăm accesul la cât mai mulți cetățeni care nu au reușit să se imunizeze până în prezent. Până în prezent se administrează o acoperire vaccinală de 13,6% și un număr total de 755.391 de doze administrate de la începutul campaniei de vaccinare. De asemenea, peste 83,9% din lucrătorii medicali au fost vaccinați împotriva COVID-19, ceea ce a contribuit la scăderea cu 90% a ratei de morbiditate în rândul acestora. În total, până în prezent au fost raportate 1.431 de reacții adverse, dintre care 93,2% cu forme ușoare, 6,8% cu forme moderate. Din numărul total de persoane vaccinate, 47% sunt femei și 53% sunt bărbați.